Bună ziua, bine ați venit la Camelia în bucătărie, la prăjituri cu camelia și bucate gustoase. Și nu numai, astăzi o să facem covrigei cu trei gusturi. Aici avem ingredientele. Și am pus hârtia noastră de copetavă și aici avem ingredientele. Așa, și vom avea nevoie pentru aluat de făină. Făină o să punem cât este necesar. Așa, vom avea nevoie de 100 de ulei. Aici eu am ulei de măsline. Puteți pune și ulei de floare soarelui. Așa. Aici am 100 de apă. 20 de oțet. Un praf de sare. Și 15 grame de praf de copt. Eu am praful de copt pentru rețete sărate. Nu de acela care se folosește pentru dulciuri. Dar puteți pune și de acela că este bun, dacă l-am făcut și este bun. Dar asta am pentru sărat, eu îl cumpăr de aici din Italia. Așa, și am să dau ingredientele puțin deoparte. Așa, și apoi o să împărțim aluatul în trei și o să facem. Am să tai ceapa noastră verde, bucățele, deci are 20 de grame. Aici eu am origan. Așa, și cu roșii în ulei, uscate și puse în ulei, dar puteți folosi și bulion, 20 de grame. Și apoi o să punem cam o lingurită de curry. Nu știu dacă ați mai făcut, dar este bun. Și am să dau și puțin piper negru. Și am să le dau deoparte toate ingredientele, pentru moment. Așa. Să dăm așa încet deoparte. Și să punem bolul nostru aici. Așa. Aici. Se văd, nu? Se văd. Și voi pune apa. Aici am 100 de apă. Punem apa. Cu un praf de sare. O să luăm un praf de sare și o să-l punem așa aici. O să dăm deoparte sare. Amestecăm așa puțin. Adăugăm și uleiul. Și oțetul. Așa. Și acum vom adăuga treptat făina noastră. Și macul de parte și ne-a rămas făina și praful de copt. Așa. Și voi adăuga făina treptat. Cu praful de copt. Face reacție cu oțetul. Mai adăugăm făină. Așa. Și amestecăm. La sfârșit am să vă rog să punul ca să vă-l putem ține în mână. Așa.
mai adaug puțină făină. Cum vedeți, am luat-o așa arată. Și o să-l împărțim în trei. Să dau așa făina deoparte puțin. Mai întâi amestecăm bine tot aluatul. Așa. Și după aceea îl împărțim în trei. Într-o parte o să adăugăm ceapă verde. Într-o parte eu pun roșii uscate uscate și puse în borcan cu ulei. Dar puteți pune și bulion cu puțin origan. Așa, și în ultima am să pun un pic de curry. Să vedeți ce bunătate. Așa. Aluatul este destul de moale acum. Am să-l împart și am să adaug întâi ingredientele și după aceea mai adăugăm făină la fiecare. Așa. Am să pun aluatul așa aici. Vedeți? Aluatul cum arată. Așa, și o să-l împărțim în trei. Una, două, trei. Îl împărțim în trei aluatul. Așa, sunt cât de cât egale. Și o să punem. Prima o punem aici. Și acum ne pregătim primul ingredient. Bună ziua, bună ziua, Vasi! Bună ziua, bine ați venit tuturor! Așa. Și o să facem cu ceapa verde. Am să tai ceapa mărunțel. Tăiem mărunt, mărunt. Mărunțel, mărunțel. Și după aceea punem în aluat. Aluatul nostru și vom face primul cu ceapă și amestecăm bine așa cu ceapă. Puteți gusta și aluatul să vedeți dacă mai e nevoie de sare, având în vedere că am pus și ceapa. Așa. Eu nu mai pun, că mănânc puțină sare, dar gustați aluatul și dacă e nevoie, adăugați. Și acum completăm cu făină, vedeți? Cu ceapă și mai punem făinuță. Așa. Cât este necesar să avem un aluat nici prea moale, dar nici prea tare. Ne spune aluatul câtă făină intră.
Așa. Vedeți? Încă mai trebuie puțin. Îl amestecăm așa bine. Și asta să facem fără ou. Doar cu ulei, cu apă, oțet, făină și praf de copt. Cu condimente. Și apoi o să le dăm și prin mac. Așa. Ia uitați, a luat-o cum arată. Am să mai adaug puțină. Așa, puțină făină. Așa, ia uitați cum a venit. Vedeți? Nu este nici prea tare, dar nici prea moale. Așa, facem o biluță. Și o punem așa aici în față. Prima. Luăm pe a doua. Vedeți că aluatul, eu când l-am împărțit, este moale, moale, moale. Așa. Punem aici. Dăm deoparte. Și tăiem roșiile noastre. Cine nu are roșii, acestea sunt roșii uscate, puse în borcan cu ulei. Pune o linguriță de bulion. Și așa, le tăiem mărunțel, mărunțel. Și o să adăugăm și puțin origan. Ia uitați, așa, punem. O să aibă gustul ca de pizza. Cu roșii și cu origan. Așa, și tăiem roșiile. Mărunțel, mărunțel. Sau punem bulion. Bulion de cel concentrat să fie. Așa, și tăiem. După ce termin aici video, am să public și pe canalul meu de YouTube Prăjituri cu Camele și Bucate Gustoase. Acolo găsiți toate rețetele. Toate. Am peste 750 de rețete. Și dulci și sărate, și cozonaci, și sărmăluce, și borșucuri, și salate, și prăjituri, și fursecuri, și înghețate, și creme pentru păr, și măști, uleiuri, săpunuri. Tot ce doriți găsiți acolo. Așa. Am tăiat roșia noastră, sau bulionul, și adăugăm aici peste aluatul nostru și origan. Și punem așa aici. Așa. Și dăm așa deoparte. Și acum amestecăm. Amestecăm, vedeți? Așa. Amestecăm așa bine. Și acesta este al doilea condiment. Așa, și adăugăm și făină. Amestecăm bine, adăugăm făină până obținem un aluat potrivit de tare. De să nu fie nici prea tare, dar nici prea moale. Și dacă l-am făcut mai tare, am adăugat prea multă făină, adăugăm o lingură de apă. Nu se întâmplă nimic. Așa. Bună ziua, bună ziua, bine ați venit la Camelia în bucătărie, la prăjituri cu Camelia și bucate gustoase. Astăzi facem covrigei. Covrigei cu ceapă verde, cu roșii sau cu bulion, cu origan și cu, mai punem puțină făină și cu curry. Nu știu dacă ați mai făcut, dar să știți că sunt buni, buni, buni. Și am să adaug și puțin piper. Așa. Și amestecăm. Vedeți, aluatul cum este? Am să mai pun puțin. Ia uitați, un pic mai tare. Așa. Și asta o să aibă gust de pizza. Și având în vedere că eu am pus puțină sare și acum adăugăm și ceapa și bulionul, să gustați aluatul. Puteți să mai adăugați puțină sare. Așa. Cred că este gata și acesta. Așa. Ia uitați cum arată. Vedeți? Așa. Este destul de tare. Ia uitați. Cu ceapă, cu roșii sau cu bulion.
punem așa aici și avem al treilea. Vedeți? Că le-am împărțit. Eu tot repet că cine vine intră, așa, este moale. Ca să putem adăuga făină, să putem frământa și cu ingredientele. Și acum o să punem curry, vedeți? Așa. Și punem puțin, cam o linguriță am să pun. Acum puneți după gust, puneți treptat și gustați. Așa. Și am să pun și puțin piper. Depinde cât de condimentat vă place. Și amestecăm, adăugăm și făină să nu se lipească de degete. Și acum amestecăm bine. Așa. Și având în vedere că aluatul este moale, așa, curry-ul, praful se dizolvă în aluat și amestecăm așa bine. Și după aceea adăugăm făină. Mulțumesc, Rodi! Vă pup pe toți și pe toate. Așa. Și vă mulțumesc din suflet că mă urmăriți. Și acum mai adăugăm puțină făină. Vedeți? A căpătat așa o culoare gâlbuie. Eu am să gust puțin să văd cum este. Este de ajuns, este bun așa. Și mai punem făină ca să obținem aluatul potrivit de tare. Și le dăm forma de covrigei. Și apoi o să-i dăm și prin mac. Astăzi îi dăm prin mac. Cine dorește, prin mac, prin susan, chime, dacă doriți, dacă vă place, dacă nu, îi lăsați simpli. Așa, încă puțină făină. Că dacă faceți aluatul și tare și îl împărțiți când este tare, atunci în momentul când adăugați ingredientele, nu o să se amestece așa de bine. Așa. Încă puțină făină. Și amestecăm așa bine. Și avem și al treilea. Acum dăm deoparte. Dăm deoparte totul. Așa. Aici un fund. Tava noastră, am să pun aici alături. Avem și susanul, macul, dar puteți pune și, o să le pun înapoi așa aici, și începem să le dăm formă de covrigel și le punem așa în tavă. Vom rupe așa câte o bucățică, acesta este cel cu curry, și întindem.
am să-i fac așa, sub această formă. Și am să-i dau așa cu fața în jos și în mac. Ia să vedem dacă se lipește. Ia, uitați, l-am pun negru. Așa, vedeți? Și îl punem așa aici. Și apoi o să-i dăm la cuptor. Și luăm altă bucățică și închindem. Așa, ca să-mi fac loc. Să-mi lăsați un mesaj în comentarii de unde mă urmăriți. Eu sunt din Iași, sunt din Moldova, din partea Moldovei, din Iași. Așa. Și faceți și mai mari, și mai mici. Am să dau deoparte și am să fac cei cu roșii sau cu bulion, vedeți? Curry, roșii și cu origano. Așa, și întindem. Și ăștia o să-i facem așa rotunzi, o să-i unim aici și tot la fel. Cine dorește, îi poate da prin mac, prin susan, prin chime. Și dăm așa cu fața în jos. Iată-ți. Așa, și punem așa aici, alături. Și mai facem un... Ia să vedem cuptorul. Așa. Am deschis cuptorul ca să-i și dăm. Și cât îi facem pe ceilalți, să se facă aceștia la cuptor. Ca să și vă arăt cum vin. Așa, și facem. Dăm cu fața în jos. Și punem așa aici. Așa. Ne unim. Ne-am împrăștiat în toată lumea. Asta e. Ne-am împrăștiat în toată lumea, ne-am împrăștiat. Așa. Să mai facem unul, doi cu bulion sau cu roșii. Eu am pus roșii la borcan uscate în ulei, dar puteți pune și o lingură de bulion. Din Târgu Neamț. Vasi. Țara noastră este așa de frumoasă. Frumoasă, frumoasă, frumoasă. Îmi place Târgu Neamț. Am fost în vacanță. Așa. Și acum o să facem 2-3 și cu ceapă. Am să iau de aici o bucățică. Așa. Și o să întindem așa. Și o să dăm la cuptor. Și noi ne continuăm aici să-i facem în continuare.
Așa și așa să-i facem, ia să vedem ce formă le dăm. Ia să vedem cum îi facem pe ăștia, ia. Să-i fac așa. Așa, să-i fac așa răsucit. Așa, și dau așa prin... și punem așa aici. Dăm prin mac. Ia uitați cum vine. Vedeți? Așa. Imediat îi dăm la cuptor. Dăm prima tavă la cuptor. Eu abia aștept să-i gust. Că sunt buni, buni, buni. Așa. Așa, îi faceți și mai lungi, și mai... cu ceapă. Cu ceapă îmi plac foarte mult. Facem încă unul și dăm la cuptor. Și noi ne continuăm aici. Vreau să vi arăt. Nu durează mult. La cuptor, între timp, noi facem câțiva. Așa. Și putem tăia așa marginile. Vedeți? Așa, răsuciți. Și punem așa, ca pe cozonac. Și am să dau. Am să-i dau la cuptor. Să vedem cum, așa, circa 10 minute, 15 maxim. Să vedem cum au ieșit. Cred că sunt gata. Ia să-i punem pe... Sunt fierbinți. Așa. Și acum să-i punem pe ceilalți în tavă. Ați văzut, în circa 15 minute sunt gata. Așa.
dăm la cuptor. Ia uitați. Dăm la cuptor circa 15 minute. Așa, și aceștia sunt cei copți. Ia să vedem cum au ieșit. Bun. Sunt bun. Cum am spus la început, în momentul când i-am pus sare în aluat și când adăugați roșia sau bulionul, ceapa, gustați aluatul și mai adăugați puțină sare dacă este nevoie. Au ieșit acestea cu ceapă. Ia uitați cum arată. Sunt fragede, fragede. Vedeți cum sunt pe spate? Acesta este cu curry. Sunt delicioase. Delicioase, să le încercați. Vă mulțumesc, vă mulțumesc din suflet că mă urmăriți și că îmi sunteți alături. Și vă doresc multă, multă, multă sănătate. Vă îmbrățișez cu mare, mare, mare drag. Mi-aș dori tare mult să vă întâlnesc și să ne vedem. Vă pup dulce și vă urez o zi frumoasă în continuare. Pupici, multă, multă sănătate. La revedere și să încercați acești covrigei. Vă pup, o zi frumoasă în continuare. La revedere, pupici, și multă, multă sănătate. Vă doresc, pupici!